Salut, sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vă povestesc un pic despre mașini. E o chestie pe care am remarcat-o eu și nu știu dacă ați remarcat-o și voi, dar eu am remarcat-o destul de mult. Și la criza anterioară și la criza asta. La criza anterioară n-a fost atât de pregnant pentru că n-am urmărit în mod special chestia asta, dar acum văd că lucrurile se duc în direcția pe care o remarcasem atunci. Ce am remarcat este că prețul mașinilor în criză cresc și cresc destul de mult, adică au creșteri de 20-30% din punctul meu de vedere. Sau asta am remarcat. De exemplu, o să vă dau un exemplu, o mașină pe care eu am cumpărat-o în 2015, se cheamă Honda Jazz și care atunci a costat undeva în jur de 16.000 de euro era prețul de listă și cred că am luat-o undeva pe la 13, dacă nu mă înșel. Acum același model, scos anul ăsta, adică aceeași mașină, costă undeva pe la 26. Se duce pe la 26.000 un model bine dotat și pleacă de la, cred că de la 20 și ceva de mii de euro. Ca să înțelegeți, asta e o mașină de clasă mică. Adică e concurentă cu Toyota Yaris, cu Opel Corsa, cu Peugeot 208, cred că e acum, cu Renault Clio, adică sunt mașini din clasă mică, da? Și să ajungi la 26.000 de euro cu o astfel de mașină, te duci deja în clasa compactă, adică te duci deja în clasa, la momentul actual, probabil că vor crește prețurile și la astea. Te duci în zona de Renault Megane, de Opel Astra, de Peugeot 308, adică te duci în zona aia de clasă compactă. Și probabil că vor crește prețurile și la celelalte mașini, mă gândesc, pentru că asta am remarcat în criza anterioară. În criza anterioară, cumpărasem tot așa, undeva prin 2006 cumpărasem un Opel Astra. Prețul atunci a fost undeva la 15.500-16.000 de euro, adică o mașină din clasă compactă. Era un diesel, iar acum, după criză, mașinile astea au ajuns undeva la 23, 24, 25, 26, adică peste 20 și ceva de mii de euro. Asta e ce remarcasem atunci, văd că se continuă chestia asta și văd că producătorii se folosesc de crizele astea ca să mărească prețurile. Nu e un lucru bun din punctul meu de vedere, dar na, acum probabil că n-avem ce face. Dacă nu ți-ai luat o mașină înainte de criza asta, probabil că va fi mai greu să-ți iei o mașină de clasa pe care o doreai după ce va trece criza asta, pentru că, în mod cert, prețurile la mașini se vor mări cu 20-30%. Cel puțin asta e concluzia. Mulțumesc, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tocmai cum filmulețe pe aici. Click pe like, pe dislike dacă v-a plăcut filmulețul și vă aștept și la următoarele filmulețe. Mulțumesc, la revedere!